Pe 16 octombrie 2019, la Direcția de Sănătate Publică Suceava se organizează campania de celebrare a Zilei Naționale a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare. Campania se organizează în cadrul subprogramului de promovare a unui stil de viață sănătos al Ministerului Sănătății. Partenerii în realizarea campaniei sunt furnizorii de servicii medicale, unitățile administrativ-teritoriale cu asistență medicală comunitară, Școala Gimnazială numărul 4 Suceava. Risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanță din ce în ce mai mare pe agenda publică și politică din ultimii ani. Importanța acestui subiect va continua să crească, în special având în vedere nevoia de a hrăni o populație mondială aflată în creștere. Campania se organizează sub sloganul Opriți risipa alimentară, împreună să păstrăm planeta verde. Scopul campaniei este o inițiativă de informare și de conștientizare a publicului larg privind problema siguranței și a risipei alimentare la noi în țară. Obiectivele principale ale campaniei sunt creșterea rolului și a gradului de informare și implicarea societății civile și a publicului larg în realizarea și implementarea politicilor publice în domeniul reducerii risipei de hrană din România și asigurarea siguranței alimentelor, promovarea pe agenda guvernamentală și parlamentară a măsurilor privind reducerea risipei de alimente în România, conștientizarea decidenților politici asupra necesității aplicării urgente. În județ, DSP Suceava va organiza acțiuni precum postarea documentelor informative pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Suceava, campanie în rețelele de socializare care să atragă atenția asupra problemei risipei alimentare, organizarea la Școala Gimnazială numărul 4 Suceava a unor evenimente informative pentru conștientizarea necesității reducerii risipei alimentare și asigurării unei alimentații sigure.